Salutul de fi, eu sunt Cosmin și în acest video vreau să fac o demonstrație de ascuțire a laptului de drujbă cu suport de pilă de la Oregon. Cu acest suport putem ascuți în două moduri, la 25 de grade și la 30 de grade. Avem aici linia care ne arată unghiul. Avem nevoie de un marker sau orice altceva cu ce puteți face un semn sau începeți de la dintele cel mai scurt. Facem semn cu markerul. Vedeți, după care fixăm pila pe dinte să fie exact la 30 de grade. Vedeți? Avem aici linia care cade exact pe șina drujbei, pe lanț, care ne indică, linia asta ne indică 30 de grade. Deci așa ascuțim la 30 de grade. Vedeți? Punem pila și împingem înainte de 3 ori sau de 4 ori, de câte ori aveți nevoie să dați pe un dinte. În cazul de față de 3 ori, pe care trecem la al doilea dinte, fixăm, vedeți, la 30 de grade. Apăsăm ușor pe pilă. Trecem la următorul dinte. Fixăm pila să fie exact la 30 de grade. După care împingem de pilă și dăm de 3 ori sau de câte ori. Același procedeu la celălalt dinte. După ce ați terminat de ascuțit o parte, trecem și ascuțim pe partea cealaltă. Urmăm același procedeu. Putem să facem și cu două mâini. Dacă avem fixat șina în minghină sau în ceva, vedeți, asta este la 30 de grade, linia cade exact pe șină, vedeți. Pila ascute numai la împingere. Facem o apăsare ușoară. După ce scuțim lanțul pe ambele părți, putem să facem proba, să vedem dacă taie. Cam asta este procedura de ascuțire. În timpul ascuțirii mai putem să lovim pila să cadă pilitura de fier sau mai întoarcem pila din când în când invers să facem uzura uniformă. Deci, cum v-am arătat, la ascuțire punem la 30 de grade, vedeți? Și ascuțim mai înainte. Nu facem așa cu pila, înainte și înapoi, că distrugem dintele la drujbă și riscăm să uzăm pila foarte repede. Ea este făcută să ascută mai într-un sens, nu mai înainte. Dacă totuși vedeți că nu taie lanțul după ce l-a ascuțit, înseamnă că problema este la limitator. Aici aveți limitatorii, deci puteți să luați din limitator. Urmați același procedeu, dați de 3 ori pe fiecare limitator. Aveți grijă să nu îi stricați, să fie rotunjiți. După care, dacă scoate rumeguș ca un șpan, adică mai mare, rumeguș înseamnă că lanțul taie bine. Cam acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc spor în toate.